Știi ce face un pui de tigru în jungla când e foame? Bineînțeles, se pune într-un colț și plinge, până când cineva, de obicei mama, îi aduce de mâncare. Nimic deosebit. Dar ce-ai gândit dacă aceeași tigru, când s-a făcut mare, cântărește 300 de kilograme și e lung 3 metri, ar folosi aceeași strategie de a se pune într-un colț și a plinge pentru a aștepta mâncare? Cam ridicol, nu? Cât de ori noi facem aceeași lucru? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că unul dintre cele mai mari probleme în legătură cu performanța și succes este folosirea unei strategie care s-a dovedit valabilă într-o ocazie, în altă ocazie în care nu are nici o legătură, e asta e chiar tema pe care l-abordam astăzi. Adică, noi de multe ori învețam anumite chestii și găsim o soluție. Asta se numește succes. E, de obicei, suntem foarte bucuroși când găsim succesul, când avem succes în ceva. Totuși, chestia asta poate fi extrem de periculoasă, pentru că este riscul că în momentul în care noi am obținut un rezultat, vom folosi în continuare aceeași strategie, aceeași lucru pe care ne-a dat un rezultat, fără să ne dăm seama că situația s-a schimbat. E asta este un lucru pe care se întâmplă la orice nivel. În momentul în care eu am vorbit de tigrul mare che se plinge într-un colț, s-ar putea să vorbesc, că am vrut să vorbesc despre victimizare. Dar, de fapt, victimizare este tocmai unul dintre aspectele pe care le folosim mereu. Noi am văzut că în copilărie victimizarea funcționează foarte bine și o continuam să folosim în viața adultă. Toată lumea se plinge. Ne plângem la guvern, ne plângem cu partenerul, ne plângem cu prietenii, ne plângem cu ruda, adică ne plângem într-una cu speranța că cineva s-a rezolve. Aș vrea să spun că, nu vreau să fiu irreverent, dar mulți se plâng cu Dumnezeu cu speranța că rezolva ceva. Ma asta e altă discuție. Adevărul este că în timp ce tigru învață foarte, foarte repede că strategia pe care o folosea în copilărie nu era bună, noi se pare că continuăm să insistăm în acea strategie. Și aici ajungem la punct care face câștigător un sistem e care este chiar tema. Este flexibilitate, care are direct legătura cu ce spuneam ieri. Ieri am vorbit despre faptul că fiecare dintre noi are o harta a lumii, dar de multe ori harta asta nu se potrivește perfect. Bine, sistemul, omul, pe care înțelege că situația s-a schimbat, deci adaptează comportamentul la noua situație, e cel care va câștiga. Adică cât mai multe comportamente ai la dispoziție pentru a face față la o situație, cât mai multe șanse ai de a găsi cel mai potrivit. În sensul ăsta, cea mai bună întrebare pe care am putea să ne punem de fiecare dată avem de rezolvate ceva, trebuie să facem față la o situație specifică. Unul este evident cât de mult pot să folosesc experiența mea, că ar fi evident stupid să nu o folosesc. Dar cât de mult situația respectivă se seamănă cu cea pe care a rezolvat-o cu cealaltă strategie. Pentru că poate fi foarte periculos, cum am zis, să folosim o strategie care a fost câștigătoare într-o situație, într-o altă pe care nu are nici o legătură. Evident că eu nu am un răspuns. Creierul este, prin definiție, o mașină economică, adică încearcă cât se poate de mult să procedeze pe generalizare, adică cât de mult se seamănă ceva, eu reproduc. Dar, de ce spun să fim atenți? Pentru că
cum spune o zicală populară, dacă tot ce știi să folosești este un ciocan, o să crezi că toată lumea este un cui. Deci, din păcate nu este așa. Deci, atenție, ne lăsăm cu asta. În momentul în care eu vreau să rezolv ceva, trebuie să mă pun întrebarea foarte simplă. Chiar asta, strategia asta pe care o știu bine și pe care m-a garantat rezultate, chiar cât de mult este potrivită pentru situația asta. Nu cumva este un detaliu, știți cum se spune, diavolul stă în detalii, nu cumva este un detaliu care schimbă complet situația și strategia pe care vreau să pun în acțiune va fi un dezastru complet? Hai să ne vedem mâine cu altă temă. Zi plăcut în continuare!